Salutare români, bine v-am regăsit la Istoria cu Virgil. Subiectul de azi este unul dintre cele mai sensibile și la care se vor isteriza probabil cei mai mulți oameni prin comentarii. Vorbim despre Ion Antonescu și aici mai e greu să o dai pe mijloc. Dacă întreb pe stradă 10 oameni la întâmplare ce cred despre Antonescu, 9 probabil o să spună fie că este un erou național, fie criminal de război. Bine, mai e și al 10 la care o să răspundă Hă? Și tu zici Ion Antonescu, n-ați auzit de el? Și o să zic, a, ba da, normal, dar numai mai când am auzit bine. Dar știu cum să nu. eu un mijlocaș de viitor. Sper să-l mai vedem la Națională. Hai, generic și începem. Faptele sunt destul de recente, destule date, documente și chiar înregistrări. Sunt evenimente cunoscute și le găsești relatate cam la fel în orice carte de istorie. Dar ce concluzii tragem din ele? Acolo e important. Deci despre ce o să vorbesc mai degrabă nu sunt evenimentele, ci felul în care le judecăm, ce înțelegem de acolo și ce spune asta despre noi. Spuneam că Antonescu este etichetat de noi românii, fie erou național, fie criminal de război. Dar astea două nu se exclud. Nu spun că sunt ambele puncte de vedere corecte. Doar că așa cum arată și realitatea, un om poate să fie două lucruri diferite în același timp. Sau nici măcar așa de diferite. Pentru unii e erou tocmai pentru că a fost criminal de război. Dacă o bună parte a poporului vede normală sau chiar își dorește exterminarea unui grup etnic, religios sau de care o fi, atunci cel care o pune în aplicare pentru ea o să fie erou. Iar pentru ceilalți, printre care și eu, care pun pe primul loc viața, bă, viața oricui, orice viață de om, ca toți oamenii. E un criminal. Păi cum să le iei dreptul la viața unor oameni? Lasă zeci, sute de mii unui om pe motiv că nu ne-ar fi nouă mai bine cu el mort? Eu înțeleg să ai nemulțumiri. Înțeleg de unde vin și că sunt în natura noastră. Bă, dar ești așa sălbatic sau să mori pe altul ca să-ți fie ție mai bine? Să raz zeci de mii de oameni pe motiv că cine va chema la noi în țară să ne luați moștenirea. Păi care moștenire, bosule? Ce ți-au luat? Ce aveai până acum, și ți-au luat ei? Anuata personală. Ataca român, scuze. Dar ce meritai tu că ești român? Și de ce ești așa de mândru de asta? Asta te-ai întrebat vreodată? Ți-ai câștigat tu personal dreptul de a fi român? Nu. Singura chestie e că s-a întâmplat să apari pe lume în țara asta. Dar demonstrează-ne nouă. Fă ceva care să ne facă pe noi, îi să fim mândri de tine. Și când fiecare facem în parte treaba asta, după aia o să aibă rost să fim cu toții mândri că suntem români. Dar până atunci, să fii mândru numai din gură pentru ceva care doar ți s-a dat. E ca și cum ai fi mândru că ai găsit 50 de lei pe stradă. Bă, dacă ai muncit, înțeleg. Fi mândru. Dar tu ai găsit. Și acolo. Fă din 50-100 și apoi mai vorbim. Mândria asta nu e doar despre amintirea strămoșilor, are și aia partea ei. Dar mai important, ca sentimentul ăsta să fie justificat, e contribuția personală, respectul față de tine și față de generația ta. Așa dacă eu sunt mândru pentru că sunt urmașul lui Cuza, dar apoi ies pe stradă și văd ceva în neregulă, iar reacția mea este, bă, ce să-i faci, asta e România. Pe păi unde-ți mai e patriotismul atunci, mă? unde -ți e mândria că ești român? Crezi că asta ar fi făcut Cuza în locul tău, ar fi ridicat din numeri? Nu, el și-a câștigat dreptul să fie mândru și ți-a transmis și ție asta. Și tu trebuie să faci același lucru, tată. Nu te mai plânge și fă-ne mândri că trăim în aceeași țară cu tine. Până atunci, pup steagul degeaba. Gata, ne liniștim un pic, da? Hai să începem cu o biografie pe scurt a lui Nea Ion. Născut la Pitești în 1882 într-o familie de militari, cu taicăsu care participă ca sublocotenent la războiul de independență, de deci ce este crescut de mic în spiritul ăsta. Ion face școala militară, e premiant pe linie, șef de promoție și înaintează destul de repede în structura armatei. Se face remarca la toate acțiunile militare importante din perioada aia. Potolirea răscoalei țărănești din 1907, războiul balcanic, apoi primul război mondial. Deci se aprobă. Investiție bună. Militar recunoscut care a dovedit de ce e în stare pe front. În perioada interbelică e trim primit de statul român ca atașat militar în Franța, Marea Britanie și Belgia. Se descurcă și la diplomație. Cect. În apoi în țară, îi se acordă noi responsabilități, funcții importante, culminând cu postul de ministru al apărării. Pentru o lună jumate, într-un guvern pus la mișto înainte de lovitura de stat a lui Carol al doilea. Dar n-are a face. Cu regele nu o să se aibă deloc bine. Îl acuză public de lipsă de moralitate, de mișmașurile pe care le făceau oamenii din anturajul regal și de asta este sancționat disciplinar și trimis în domiciliu forțat la mănăstirea Bistrița. Dar depășit de situație, cu dictatul de la Viena pe masă, Carol al doilea trece peste asta și propune generalului să facă guvern. Îi acordă puteri de pline și Carol pleacă în ले का है Antonescu încearcă să adune partidele politice într-o Uniune Națională care să salveze țara, dar țărăniștii și liberalii nu se bagă că vezi așa și așa. Doar legionarii sunt prezenți pregătiți la datorie, doar de când își așteptau rândul să ducă și ei țara pe culmile gloriei. Parteneriatul cu Horia Sima se duce rapid pe copcă, legionarii fac scandal și Antonescu îi potolește cu armata. Din 42 până în 44 o să fie unii conducător, asumat. Așa el a mai ținut legătura cu șefii partidelor importante, dar și ăștia erau căia cu semințele din tribunele de la meci. Diferența dintre Antonescu și Iuliu Maniu, de exemplu, arată pozițiile lor diferite față de dinamica războiului. Maniu l-a criticat în mod repetat pe mareșal că își luase între timp numele de mareșal pentru continuarea ofensivei militare alături de nemți pe teritoriul Rusiei după recuperarea Basarabiei. Antonescu le răspunde lui Maniu și Brătianu că, boșilor, degeaba mă acuzați acum. Ați avut țara pe mână timp de 20 de ani și nici voi n-ați fost în stare să o stabilizați. Ba din potrivă, numai scandaluri, acuze și neputință. Și acum uite că am ajuns la război și țara m-a pus pe mine să o scot din... Ah. Avea dreptate aici. Adevărul e că poporul român era prea tânăr și needucat politic și needucat în general ca să navigheze democrația. Nici acum când e mult mai calmă atmosfera și teoretic ar fi toate condițiile să avem un stat funcțional. Nici acum nu ne înțelegem între noi. Unii sunt o pecioloneală să profite de pe urma fraierilor. Dar atunci, după un prim război mondial care te-a secat de puteri, cu o țară care s-a triplat și cu oameni de toate felurile pe care trebuia într-un fel sau altul să-i aduci la egalitate în fața legii, peste care vin reforme de nu văzuse România, împărțirea pământurilor, dezvoltarea infrastructurilor, a structurii și industriei. Plus o criză economică mondială care îți dă și aia cu ciocanul în cap. Mișcări socialiste și naționaliste care bolborosesc pe tot continentul, aia e instabilitate, tati. Guvernează tu țara aia și vedem atunci cum iese. Mereu e aia că s-ar fi putut mai bine, dar cu problemele în brațe parcă nu mai așa de ușor de luat decizia corectă. Și pe asta o să trăiască Antonescu pe propria piele. Pe de altă parte, pentru Maniu și Dinu Brătianu era simplu să dea sfaturi și să facă opoziție. Adică minusurile le vedea toată lumea, inclusiv Antonescu. Dar opoziție tot trebuia să ia, că era la mijloc. Când Antonescu le-a oferit posibilitatea să facă guvern de alianță națională, toți s-au dat la fund. Și așa a rămas el responsabil. Și acum vii să zici că, bă, nu trece nistru mergi mai în cer, sterge-te la nas. Nici așa. Să ne înțelegem, eu nu sunt anti-Antonescu pentru că a mers la război cu nemții. Ori nemți, ori ruși, una tot era. Așa a crezut el, care era la butoane. Bun, asta înțeleg. Că a trecut Nistru, că nu putea să zică lui Hitler, bă, gata, eu la stația asta cobor. Și pe asta o înțeleg. E Hitler totuși. Bă, dar toate până la genocid. Dacă tu bagi legislația antisemită și trimiți la moarte pe evrei și pe țigani în interesul național, că așa îți dictează ție spiritul patriot. Păi așa și Mussolini și Hitler și Stalin au fost patrioți și au vrut binele țărilor lor. Deci mai dă un colo de treabă, neioane, că pe mine mai pierd. -o de mult. Și nu era numai el, avea și mareșalul oamenii lui. Hai și cu niște exemple. Uite din stenograma unei ședințe a Consiliului de Ministri din 1941 niște cuvinte ale lui Mihai Antonescu, viceprim-ministru în guvern. Nu există pentru istoria noastră un moment mai favorabil, mai larg, mai vast, mai liber pentru o totală descătușare etnică, pentru o revizuire națională și pentru o purificare a neamului nostru. Iați vedem ce mai zicea. Ci că vă rog să fiți implacabili. Omenia siropoasă, vaporoasă, filozofică, n-are ce căuta aici. Despre evrei. O rasă care se voia până peste tot, o religie profitoare, în dauna unei națiuni, noi România, adică covârșită de nevoi. Motive se adunaseră în ultimii zeci de ani. Pretextul pentru măsurile ce vor urma e că unii evrei din Bucovina și Basarabia au favorizat ocupația sovietică, i-au scuipat și lovit pe soldații români. Ceea ce poate fi la fel de adevărat. Cred că orice altceva am spus până acum. De acord, mulți dintre comuniștii timpurii din România au fost evrei, iar conștiința publică i-a asimilat într-un rău cu atât mai mare. Evrei erau pe de o parte văzuți ca niște capitaliști fără scrupule, care și-au făcut propriul cartel și s-au infiltrat în statul român pe care îl foloseau în interes propriu, și pe de altă parte erau munci muncitori agitanți, promotorii bolșevismului, adică exact opusul. Deci ca orice popor aveau extreme. Numai că dacă te uiți exact același lucru, poți să-l zici și despre români. Luăm același orizont de timp, adică după primul război mondial. Erau și o grămadă de români în funcții în alte în stat, miniștri, afaceriști, banchieri corupți care trăgeau din banul public. Și la fel ca la evrei, printre primii comuniști s-au numărat și români de ai noștri neauși. Tot din cuvintele lui Mihai Antonescu. Românii care au ajuns să fie rătăciți și au intrat în valul de anarhie și de întuneric al bolșevismului, chiar și aceștia vor fi nimiciți fără cruțare. La noi era doar un accident local, nu dar doar nu o să ne uităm acum în oglindă. E clar că sunt mai devină ceilalți. Nu o să ne deportăm noi pe noi. Deci să scăpăm de ei, de toți. Ce judecată. Deportați, exterminați cu gloata. Bum, 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 nu stăm la discuții. Și puneți niște țigampezi de că dacă se poate, că și ăștia ne încurcă, hai, să iasă la număr. Numărul deportărilor este estimat la 150.000. Plus cei rezolvați la fața locului, pe la Iași, București, ca să mai economisească la motorină. Când războiul n-a mai mers bine pentru noi, am început să apară îngrijorările. Preocuparea guvernului n-a mai fost curățarea națiunii, ci mai degrabă supraviețuirea. Ei. Sovieticii împing frontul înapoi spre Europa, politicienii români încep negocierile de culise cu aliații și chiar și Antonescu își dă seama că războiul e pierdut de acum. Cu toate astea, refuză să-și încalce cuvântul dat lui Hitler și nu semnează pacea. 23 august 1944, regele Mihai dă ordinul de arestare, întoarcere armelor și pleacă din București pentru că se aștepta la o reacție violentă din partea nemților. Ceea ce s-a și întâmplat. Ăștia au bombardat Bucureștiul și Palatul Regal. Conform declarațiilor lui Mihai, Maniu și Brătianu au avut ca sarcină să facă o echipă care să aibă grijă de Antonescu un în arest. Însă rușii, odată veniți, l-au săltat pe fostul conducător și l-au trimis în URSS, unde a fost reținut un an jumate. Întors în țară, comuniștii au pus de un proces la mișto specialitatea casei, condamnat și executat la 1 iunie 1946. Un rezumat al procesului îl găsiți pe net cu imagini chiar din sala de judecată. E de văzut! După ce o țară întreagă a clama când era de partea câștigătoare, odată întoarse forțele, cu rușii pe graniță, popularitatea mareșalului și suportul maselor s-au cam dus. Puțini nici mai asumau acum poziția antirusească pe față. Că patriotism și toate alea, dar până la urmă vrei să trăiești și să-i protejezi pe cei dragi în primul rând. Ceea ce, din nou, înțeleg perfect. Problema e că poziția asta românii o luau acum de frică, nu din convingere. De ce nu ai avea atitudinea asta față de viață mereu? Să faci ce e mai bine pentru tine și ai tăi, fără să-i afectezi pe alții cât de greu poate să fie. În fine, de acum vin alți fanatici peste noi care normal o să intre cu forța și o să se răzbune pentru tot ce s-a întâmplat în urmă. România adevărați din nou, nu au avut nicio implicare aici, ei sunt doar victime. Noi doar am mers până în Siberia cot la cot cu Hitler, ce am făcut până la urmă? Nu am avut de ales și acum să intre rușii peste noi în casă ne descălțați, nu-mi vine să cred. Vreți concluzia, așa -i? Bă, Antonescu a fost patriot. Asta da. Dar ce înseamnă să fii patriot? Înseamnă să îți iubești țara. Dar nu există în definiție și ce înseamnă să îți iubești țara. Poate pentru tine înseamnă să faci voluntariat la un centru de plasament. Și pentru mine înseamnă să închid granițele pentru imigranți. Am în două acțiuni le pleacă din patriotism, dacă stai să te gândești, că de asta considerăm noi care nevoie țara. Dar pentru altul, să iubească țara poate înseamnă să te radă pe tine și pe mine de pe fața pământului, că fără noi ar avea mai multe locuri de muncă pentru clanul lui de români adevărați. nedreptăți de când e lumea. Deci până la urmă și patriotismul ăsta e doar un cuvânt și nu justifică orice enormitate îți dictează ție mintea în spatele ideii astea. Deci notăm, patriot nu e egal automat de bine. Părerea mea. Gata, hai că am scosul o la capăt și pe asta. Respirați adânc să nu faceți supradoză de comentarii și noi ne vedem săptămâna viitoare din nou aici la TVR1, duminică la 17.10, când o să încep să vă povestesc despre comuniști. Seară bună!